O investiție importantă în principal pentru locuitorii comunei Izvoarele a fost recepționată zilele trecute. Concret, este vorba despre asfaltarea unui tronson important din DC-109, care va reprezenta și o scurtătură către județul Teleorman. Ne aflăm la recepția DC-109, drumului comunal, care face legătura între satele Valea Bujorului și Petru Rareș. O investiție foarte importantă atât pentru locuitorii comunei Izvoarele, cât și pentru legătura care va face acest drum între București-Alexandria DN6, între DN5B și DN6. Este un drum care va avea o importanță foarte mare, va fi un drum de trafic greu, este un drum care noi îl așteptăm de mult și suntem foarte bucuroși că am ajuns astăzi să putem inaugura 2,3 km. Și cum pentru finalizarea întregului drum este nevoie de mulți bani, autoritățile din Izvoarele sunt sigure că vor găsi înțelegere la guvern, astfel încât să fie alocate sumele necesare realizării altor investiții necesare. Sperăm ca și în continuare să ne ajute să putem finaliza cu succes acest drum. Este un drum, așa cum se vede, un drum foarte, foarte bine lucrat, foarte bine construit, să spun așa. Suntem foarte mulțumiți de firma care a câștigat acest contract, se numește Confort S.A. Giurgiu, o firmă serioasă. Din păcate, la capitolul infrastructură, județul Giurgiu nu stă prea bine. Cel puțin în ultimii 3 ani s-a făcut prea puțin în acest sens. Fie că vorbim de drumuri comunale, județene și de genul naționale, sumele alocate au fost mult prea mici comparativ cu starea drumurilor.